Zi emoționantă la unitatea vânător de munte din Predeal, acolo unde a fost organizată o ceremonie, în cadrul cărei ambasadorul american Mark Gittenstein a decorat post-mortem doi soldați români din batalionul 21, căzuți la datorie în Afganistan în anul 2009. La festivitate au participat ministrul apărării naționale Gabriel Oprea, ambasadorul Mark Gittenstein, șeful statului major general amiral Gheorghe Marin, rudele eroilor căzuți la datorie și personalul batalionului 21 vânător de munte. În cinsta lor, un monument înălțat de armata română a fost dezvelit în curtea garnizoanei din Predeal. Batalion drept! Într-o oră ai prezentat armă! Ați fost prezenți la un moment festiv, o programă excepțional. Doi eroi din armata română, mă refer la sublocotenentul Claudiu Chira, sublocotenentul post-mortem și maierul post-mortem Vasile Unguraș, doi eroi ai armatei române, ai poporului român, care și-au dat viața în teatrul de operații din Afganistan. Este un moment de mare mândrie pentru România, pentru români, pentru armata americană. Aceste două medalii, Steaua de bronz, medalii pentru merit excepțional în luptă, conferite de președintele Americii, de armata americană, de poporul american, cinstește armata română și poporul român. Sublocotenentul Claudiu Chira a căzut la datorie într-o misiune de patrulare pe ruta Calat-Kabul pe 26 februarie 2009, când autovehiculul blindat în care se afla a trecut peste un dispozitiv exploziv improvizat. Militarul a fost decorat cu Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler pentru militari. Maiorul Iuliu Vasile Unguraș a căzut la datorie pe 7 aprilie 2009, în timpul unei misiuni de patrulare pe autostrada Kandahar-Kabul. În urma exploziei cauzate de trecerea mașinii blindate peste un dispozitiv exploziv improvizat, ofițerul și-a pierdut viața, iar alți 4 militari au fost răniți. Iuliu Vasile Unguraș a fost decorat cu Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler cu un semn de război. Rudele au trecut prin momente grele după dispariția lor, iar în cadrul ceremoniei nu și-au putut stăpâni lacrimile. Frații celor doi militari picați la datorie fac parte și ei din batalionul 21, iar pierderea suferită nu i-a descurajat, ci din contră, curajul i-a determinat să-și servească patria. Plecați în Afganistan. Da, pe data de 31. Ceea ce se întâmplă cu fratele noastră vă descurajează în un fel? Nu, pentru că eu încerc să nu mă gândesc la așa ceva. Încerc să mă gândesc că vin înapoi din misiunea aia. Aia e important pentru toți. Cum ați trăit aceste momente? Nu pot să răspund. Nu mă gândesc. Cel mai bine este să nu mă gândesc. Să nu-mi aduc aminte. Fiecare cu părerea lor. Eu îmi fac treaba, ei își fac treaba acasă, ne întâlnim cu bine. Suferința familiei nu se compensează cu absolut nimic. Asta este clar. Pierderea unui frate, în partea părinților unui fiu, nu se compensează cu absolut nimic. Există regrete pentru alegerea pe care a făcut-o fratele dumneavoastră? Nu. Pentru că, nu, pentru că și eu când am plecat amândoi odată, a fost alegerea noastră. Intenționați să mai mergeți înapoi? Momentan nu. În viitor, posibil să merg. Este un risc asumat? Toți ne asumăm riscuri în momentul în care ne alegem să mergem acolo. Potrivit Ambasadei Statelor Unite ale Americii, medalia Steaua de Bronz este o distincție militară individuală a forțelor armate americane, acordată pentru curaj, acte de merit sau serviciu meritoriu.